Dar vă salut din nou și vreau să vă spun că altă surpriză cu porumbei de la Smarandi vine din județul Timiș. Domnul Gheran, la început era sceptic, nu vrea să mai bage pui ca aia, deci pui, deci pui de anul ăsta, nu porumbel de un an de zile, să-l mai bage în continuare după ce a zburat Carlo Vivare de 800 km. Și eu l-am sfătuit să-l mai bage măcar un maraton și l-a băgat la Dresda 800 și ceva de kilometri și o surpriză, cred că l-a și clasat. Deci pui de 4-5 luni de zile, sosit astăzi de la Dresda în clasament. Porumbel jumătate de la mine, jumătate de la Cazacu, așa că bravo domnul Gheran, dar știți ce rog, pune frână, e ajunge un pui, să zboare două maratoane, eu zic că e suficient anul ăsta, la 4-5 luni de zile. Te salut și gata, oprește-l, eu așa te sfătuiesc. Cum te-am sfătuit să-l mai bagi o etapă, așa te sfătuiesc acum să-l oprești. Te salut și numai bine.